Echipa noastră vine după un egal acasă cu formația clubului handbalistic CSO Plopeni, un meci tensionat ce s-a încheiat cu scorul de 20-20. Astfel, fetele noastre au pierdut două puncte prețioase pe teren propriu, într-un meci ce părea ușor. De data aceasta, handbalistele giurgiuvene au un meci care se anunță dificil, Știința Bacău având până acum 4 victorii și o singură înfrângere. Este un meci greu, cu o echipă care la ora actuală este pe locul 3 în clasament. O echipă care vine aici cu pretenții, vine cu ca să câștige. Noi vom încerca să facem un spectacol frumos la acest meci și fetele promit că vor face tot ce pot ca să câștige acest meci. Antrenorul Virgil Georgescu a analizat meciurile handbalistelor de la Știința și le-a antrenat pe giurgiuvențe să contracareze jocul acestora, mizând pe un rezultat bun. Toată săptămâna am pregătit acest meci cu fetele de la Bacău. Eu am și văzut un meci de-a lor pe viu și fetele la fel o jumătate de repriză la București, având și noi etapă acolo. Vom încerca să le contraatacăm armele lor de bază, contraatacul și pătrunderile și jocul după extreme. Sperăm că fetele să se mobilizeze și să facem un joc bun. Următorul meci al echipei feminine va fi în deplasare cu echipa CSM Slobozia, formație aflată pe primul loc în clasamentul diviziei A la handbal feminin.